Hai salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de Pet Simulator X. Astăzi, după cum bine vedeți, am un nou huge. Da, până la vechi l-am vândut, am reușit să scot un preț destul de decent pe el și mi-am luat altul pe care, după părerea mea, l-am luat la un preț foarte, foarte ieftin. Adică am dat pe undeva pe la 32B și el acum este 35-36. Deci da, fraților, nu uitați să spargeți butonul ăla de like dacă mai vreți episoade cu Pet Simulator X, să vă abonați cu tot cu clonțopel și da, hai să trecem la episod. Și da, fraților, după cum vă spuneam, am reușit să fac o schemă gigantică. Am vândut foarte mulți peți pe care mai aveam eu pe aici și la fel am stat destul de mult în plaza, am stat pe undeva pe la câteva ore bune, am luat peți mai ieftin și am dat mai scump. Dacă vreți să vă învăț cum să faceți foarte, foarte mulți bani pe Pet Simulator X, dacă ajungem la 200 de like-uri, o să pun un video în care o să vă învăț eu cel puțin cum am făcut banii și cum vă pot ajuta și pe voi să faceți cât mai mulți bani posibil, deoarece, din nou aici, după cum vedeți, am 9B, adică eu după ce mi-am luat petul ăsta, cum am luat la 32B, eu nu mai aveam niciun ban și în câteva ore de la 0 am ajuns la 9B. Și da, nu știu ce să zic, adică eu unul zic că este o schemă foarte, foarte interesantă să stați în plaza, dar după cum v-am zis, trebuie să stați destul de mult, adică trebuie să inspectați marketul și chestii de astea, dar da, cum am zis, mai multe detalii în cazul în care o să facem 200 de like-uri. Și da, după cum știți, când v-am zis episodul trecut să-mi trimiteți pets pentru index, aici deja am 80 de gifturi, așa că am să le deschidem să vedem care-i treaba și dacă pot, sunt chiar curios oare... Cât? Deci aici avem 362. După ce deschid astea, toate cadourile pe care le-am primit de la voi, mă rog, și alea pentru index, deci ce scrie acolo pentru index, orice o să dau înapoi. Așa că hai să începem. Ia, open gifts, ia. Mamă, ce mă pe aici? Doamne, uitați și aici. Hai să începem de jos, dacă e, de la punguliță 143, aici cu un axolotl. Te pup, frate, sper să apară în video, respect. Mă, deci punguliță ne-a donat 3 peți de event. Mamă. Ok, ok. Andrei 2010, te respect pentru munca depusă și un d-asta hologram exclusiv. Mamă, stai scump rău. Mamă, mersi rău, frățiorul. Ce cea un pixel cat? Cred că ăsta presupun că este pentru index. Și da, văd că frățiorul Andrei 2010 ne-a dat destul de mulți peți pentru index. Oh my god, câți mi-a dat, mă! Doamne, trebuiască să stau să-i dau înapoi pe toți. Oh my god! Ok, pentru index, pentru index. Ții pentru... Cred că pentru tine, nu știu ce e cenzurat. Deci ăsta cred că e... Deci ăsta, ăstea... Pe ăștia, deci cred că mi-a donat, presupun, mamă, și chiar aveam nevoie de pet, sincer, de hardcore cu power mai mare. Ok, văd că mi-a mai dat aici pentru... Mamă, pentru index și 200, mă! Mamă, deci Andrei 2010 efectiv ne-a făcut oameni, nu pot să cred. Ok. Aici cred că de la mine pentru tine îmi dai mulțumesc foarte mult, frățirul, pentru toate astea pe care mi le-ai dat, dar momentan adurile pe care le dau, m-am gândit să dau doar aduri în cazul în care primez donații incredibil de gigantice, adică ca să fie și corect, ca să nu am după lista full și după să încep să scot din voi, pentru că după o să vă supărați, așa că de-aia să limitez cumva adurile doar la donațiile extrem de mari. De la mine pentru tine pentru că te respect, mamă, și mi-a dat un d-asta. Uite că scrie și nume, cred că scrie prețul lui 1.5 bă gems. Cu încă 200 m, 80 m și încă 18 m. Doamne, deci Andrei 2010 efectiv ne-a făcut oameni. Ce cea la The King 2022123. Like și sub, te pup, respect și succes. Băieți, dacă nu dați like, The King o să se supere foarte, foarte mult pe voi. Aici cu un sombrero, chihuahua d-asta și 100 m de la Andrei do... Mă, ce? 35, bă? What? Respect. Cum e ce 35, bă? Bro. Vă știți cât înseamnă 35, bă? What? 35, bă. Deci mie nu vine să cred așa ceva. 35, bă. Deci ăsta chiar e real. Stați că pe ăsta îl iau acum să văd dacă e real. What? What? Uitați, exact ce spuneam despre adurile la donații foarte mari lui Andrei. Clar, îi dăm ad, imediat îi dăm ad acum. Ok, și am dat și ad aici încă, mamă, încă un ăsta și cu 2B. Bro, Andrei, efectiv, wow. Deci nu-mi vine să cred, deci în total 37B. Doamne, luăm și pe ăsta tot acum.
Doamne, și iară de la Andrei, încă foarte mulți pezi ăștia de event. Oh my god, deci nu pot să cred așa ceva, bro. Te-am invitat și în banca mea să ți faci la index dacă vrei. Mamă, ăsta e... What? De că-l iau acum să-l pun. Păi ăsta e cel mai bun, efectiv. Deci ăsta în momentul de față e cel mai bun pet pe care l-am. Cu 63Q. Oh my god. Ești... Deci a zis că m-a invitat în bancă. Vedem aici că mi-a dat... De-asta, ok. Și să continuăm aici. Ai un Mădălin Pu. Ok, te rog să te joci Bedwars. Bedwars pe ce? Pe Roblox mă gândesc, nu? Ok. Pentru tine, poți să-mi dai un B, că am dat 5.5B pe el. Pentru tine și dacă poți să-mi dai, te rog. Frățiorul Răzvig, nu știu ce să zic. Ăsta clar nu a costat atât, dar oricum mulțumesc foarte mult, o să-ți dăm reject pentru că, sincer, n-am înțeles exact ce vrei să zici. Fanpage, bar jos, YouTube, aici, prieteni. Și cu un dăsta, iară un dăsta de hardcore. Deci ăștia de hardcore, sincer, chiar mă aștept destul de mult pentru că eu chiar mai am de progresat foarte mult în hardcore. Și momentan am pe destul de slăbuți, adică ăsta, deci ăsta e cel mai mare al meu în momentul de față de hardcore, cu 16Q. Și mai am, chiar îi folosesc pe ăștia cu 1.28Q, adică... Ce zice de la CocoBlaze1019 pentru index și mi-a dat un dude la agonitul ăsta mythical, pe ăsta chiar nu cred că l-am. Și aia e Mădălin Pu, iară, Quad Friends Plus. Ți-am zis Mădălin, dar oricum mi-ai donat foarte, foarte mult, dar momentan ți-am zis chiar nu pot să dau ad la... Atât de puțin, adică oricum cum am să-ți mulțumesc foarte mult, foarte, foarte mult și să dăm, deci nu stați, nu claim all, o să dăm toggle claim aici și o să luăm ăstea care nu sunt pentru index, ca după să le iau pe alea de index și să le dau înapoi. Deci nu cred că am ratat nimic pe aici de index, că e pe ăsta de index nu l-am selectat. Ok, o să iau ăstea frumos aici, mama, deci Andrei efectiv nu vine să cred. Sincer, chiar cred că dacă mă chinui un pic, poate iau un huge care să fie și la un preț convenabil acum, rapid, așa, să-l arăt și pe episod. Deci chiar nu vine să cred, oh my god. Wow. Doamne, cât am putut să primez, deci mi se pare insane. Și aici de la Andrei 2010 trebuie să-i dau foarte, foarte multe înapoi. Ok, să luăm astea care nu scriu pentru index. Ok, uite, văd că astea de... Hardcore nu sunt pentru index, deci astea putem să le luăm. Ok. Da, deci, da, mulțumesc foarte mult, punguliță, 1, 2, 4, 1, 4, 3, scuze că în cazul în care nu ți-am zis la început, deci da, astea o să le luăm acum rapid. Mamă, deci efectiv, Doamne, uitați-vă ce am primit aici. Deci nu vine să credea să-i pun așa. Doamne. Oh my god. Mamă, și câți bani am, deci cum am zis, chiar o să-mi iau un huge. Acum o să luăm ăstea, deci să vedem ce am acceptat în momentul de față. Doar 3, cred că, deci aveam 362, doar 3 dintre care, din peții pe care am acceptat, nu-i aveam. Acum o să luăm tot, deci o să luăm, să vedem, hai să le luăm pe toate, de fapt să-mi pun tot ce am în bancă, actually. Dar sunt curios dacă, oh my god, cred că trebuie să scot tot din bancă. Și apoi să le pun, ia să facem așa ca să pot să-i trag pe ăștia ca lumea. Și o să le dăm, din păcate o să le dau delete, dar o să dau delete la așa ăștia pe care nu o să-i folosesc vreodată. Le văd că ăștia sunt destul de rari, cred, așa că am să-i țin. O să dau delete la ăștia așa pe care nu știu de ce i-am pus, că ăștia sunt puși de mine. Habar n-am. Am pus foarte multe tâmpenii de astea în bancă. Așa, și le dau aici delete și s-au zis, mă. What? Ok. Și mai e ăsta și cred că asta ar fi tot. Și acum să vedem dacă am loc să pun în bancă toate astea. Da, nu cred că pot să pun tot în bancă, dar o să văd, accept dacă e pe rând sau ia să vedem. Deci hai să luăm primul rând pe Andrei, lăsăm ultimul pentru că el mi-a dat cei mai mulți. Deci uite, o să luăm de la CocoBlaze1019. Ok, deci o să luăm de la el, îi dăm claim. Sunt sigur că pe ăsta s-ar putea să-l fi avut sau? Da, pe ăsta l-aveam, oricum o să-l dăm înapoi. Să vedem, deci dăm aici și cred că la history, da. Ok, și îl dăm pe ăsta, o să-i dăm înapoi pe... Unde e, mă? Unde e? Ăsta... A, nu, nu e ăsta, nu. Ăsta de aici, da. Doodle Agony ăsta. Ok. Ok, și scriem aici, mersi mult, frățiorul. Și îl dăm înapoi, frumos. Ok. Deci, lui CocoBlaze am dat înapoi petul pe care mi l-a trimis pentru index. Oh my god, pe ăsta nu l-acceptasem, what?
Ok. Ok, da, acum apare, văd, nice. Și să vedem, deci mai am altceva de la Index în afară de Andrei 2010? Nu cred. Ok, deci restul peților pe care am să iau o să fie doar de la Andrei 2010. Și cred că dacă i-am să-i accept pe toți și o să-i dau eu înapoi și revenim după, pentru că o să dureze foarte, foarte mult. Ok, și frățiorul Andrei 2010, vreau să zic că am vrut să-ți trimit tot înapoi ce mi-ai dat, am reușit să-ți dau câteva, dar peste n-am putut să le trimit pentru că nu se acceptau. Așa că nu știu, dacă e, apar n-am înscris un comentarii să când le activezi înapoi ca să ți le dau înapoi. O să le țin aici până o să văd, deci nu o să le dau delete sau ceva. Ăștia de aici jos sunt toți pe care am primit de la tine. Și da, fraților, toți cei care vreți din nou să mai trimiteți pentru Index și de ce nu să-mi și donați pentru ca să pot să progresez și eu mai mult, să am cât mai mulți huge, să fiu top mondial, să-mi trimiteți aici foarte frumos la numele ăsta exact așa, jakybarjo010, și cum am zis, ce scrie pentru Index, automat o să vă dau înapoi, pentru că ia să vedem chiar că nu am dat check de ce avem... Mamă, deci aveam, nici nu mai știu cât aveam, 365 sau ceva. Deci aproape 50 de peți noi am avut la Index, oh my god. Aici trebuie să-i mulțumim foarte mult lui Andrei, pentru că el ne-a ajutat foarte mult cu peții ăștia. Și da, cum spuneam, ce... Deci lui băiatului care mi-a dat 37, băi, i-am dat deja friend request, nu știu dacă mi-a acceptat exact. Dar cum spuneam, la așa donații gigantice, n-am cum să nu dau ad, așa că... Da, și chiar că mi-a spus băiatul Andrei că m-a invitat și la banca lui să-mi fac pentru Index. Așa că am să dau accept. Ok, și ia să vedem ce pot să iau de aici de Index. Ok, deci văd că mi-a dat frățiorul. Mamă, cât e aici, ești nebun. Oh my god. Ok. Deci cred că dacă e luăm câte unul din fiecare, mă gândesc, și după îi punem înapoi. Ok, și după ce am luat tot ce puteam de acolo, puteți vedea că acum am 439, deci nu, îi mulțumesc și lui Andrei foarte, foarte mult. Și după cum vedeți, o să dau și la MyBank să vedeți că ăștia sunt peții pe care i-am primit de la Andrei 2010, pe care o să-i dau înapoi după ce o să-și activeze, să poată să-i primească pe ăștia. Ok, și cum vedeți și în inventar, n-am păstrat absolut nimic de la el. A, da, chiar trebuie să-i trimit și ăsta, că ăsta tot de la Andrei 2032 l-am luat, așa că o să-l dăm aici frumos rapid. Deci o să dăm depozit. Cred că, ia, deci parcă și ăsta era ăsta. Parcă basket baniul ăsta. Ce mai era pe aici? Ăsta, da, 100% Doodle Rhino. Și atâta, astea erau ultimele pe care le-am luat. Acum am văzut că mai sunt aici două invite-uri de la bancă. Pe acestea, dacă eu o să le fac eu după, dar din nou o să le arăt la sfârșitul episodului să vedeți că n-am furat absolut nimic din bancă și am pus totul înapoi. Așa că hai să vedem repede dacă putem să prindem ceva huge la plaza. Și da, fraților, după foarte, foarte mult timp în care am schimbat 10.000 de servere pe plaza, nu prea am găsit nimic. Asta, sincer, o să dureze destul de mult, așa că, sincer, cred că o să las pe episodul următor. Și da, fraților, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și mulțumesc foarte mult celor care mi-au trimis cadouri, inclusiv peți pentru Index. Așa că, după cum am zis, am să las dacă e și aceste două bănci din eu pe alte episoade, nu o să iau nimic din ele. O să intru, o să și vedeți că o să le accept pe episodul următor direct. Și da, cum am spus, dacă vrei să mai trimiteți orice cadou sau pentru Index, să scrieți pentru Index acolo, pentru că ce scrie pentru Index o să le trimit automat înapoi. Și dacă vreți să mai trimiteți cadou, uitați cum a făcut Andrei 2032, o să le accept foarte, foarte mult, bineînțeles, și o să vă dau și un ad în schimb dacă o să fie într-adevăr cadouri foarte mari, pentru că, cum am zis, nu pot să accept să dau ad la cadouri foarte mici, pentru că după o să am foarte mulți prieteni și, cum am zis, o să-mi trebuiască să scot din ei și după o să supere cei pe care o să-i scot, așa că o să limitez cumva adurile. Și da, fraților, nu uitați să spargeți butonul ăla de like dacă mai vreți episoade cu Pet Simulator. Dacă și voi așteptați eventul ăla, spamați în comentarii acolo cu eventul nou. Și da, fraților, și pa, și pa.